Da, joc și voie bună, povești frumoase în această după-amiază pentru dumneavoastră aici la Antena Satelor, emisiunea Lada de Zestre, care vi aduce în atenție pe doi dintre cei mai valoroși muzicieni de la noi, cu origini în Republica Moldova. Este vorba de frații Anatol și Cezar Cazanoi. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Anatol, un pic mai aproape de microfon, Sigur, nu de cer alta, dar scuze! să se audă, știi? Da! Astăzi am să vă pun într-o altă postură. Voi, nu știu cât de obișnuiți sunteți să vorbiți. Voi vă exprimați Nu mult mai foarte! bine prin cântat, nu? Da, mai Da? bine cântăm! No, eu de ultimul timp am început să mă Să te obișnuiesc, să te obișnuiesc adaptezi. să mă adaptez și cu vorbitul, da. Am deschis partea asta a doua emisiunii cu sârba lui Cazanoi și m-am gândit eu că cred că are legătură cu voi și aflu acum că cel care a compus melodia este chiar tatăl vostru, Anatol Cazanoi, Da. interpret Mihai Ciobanu. Asta înseamnă că și la voi tradiția se moștenește. E ceva acolo în Basarabia, în Republica Moldova, că sunteți foarte buni la muzică, nu știu din ce izvorbeți. Păi, în primul rând, noi ne tragem dintr-o familie muzicală. Tatăl nostru era trompetist și compozitor, aranjor. Bunicul nostru era trompetist, dirijor de fanfară. Vorbești la trecut, că nu mai sunt, că nu mai Da, sunt. nici tata nu Dumnezeu mai să e, ierte. da, nici bunicul nu mai este. Și străbunicul nostru era tot trompetist, suflător, cânta în fanfară. Cred că suntem a patra sau chiar a cincea generație de muzicanți. Noi ne tragem din sudul Moldovei, la granița cu Galațiu, este un județ, se numește Cimișlia, satul se numește Javgur, după numele unui boier turc, și acolo, în zonă, pe timpul României Mari, erau foarte multe fanfare. Străbunicul nostru a făcut școala în România Mare și școală de muzică, știa să scrie note, scria pentru fanfară, deci în sudul Moldovei este tradiția asta cu fanfarele și cu orchestrații, prelucrări din folclor autentic și punerea lor pe note. De acolo și tatăl nostru a aprins acest filon de compoziție, dar de fapt nu este o compoziție, că sunt niște prelucrări din folclor, din muzica autentică, pe care el din amintiri, din ce cânta și el la rândul lui cu taică-su pe la evenimentele pe unde mergeau ei, inspirat de acolo, le punea pe note și le propunea unor soliști. De exemplu, cu Mihai Ciobanu a avut foarte bună colaborare, i-a făcut mai multe piese. Tata a scris și pentru clarinet, și pentru trompetă, piese de orchestră, piese pentru voce, toate inspirate din această rădăcină de familie, legate de zona de unde a venit el, din sudul Moldovei, toate au acest miros de sud, de fapt este așa ca o amprentă. Zona noastră se cântă așa sârbele mai lent, Mai se așezat. mai așezat puțin, este un specific ritmic și melodic, se cântă cu cvartoleți, e un specific de asta de Și ca fanfară. text, existau și cântece cu text, nu doar Da, melodii de joc și. probabil că existau și text, bineînțeles, dar tata era specializat mai mult pe muzică și pe orchestrație. Pe muzică instrumentală, da. De obicei de text se ocupa altcineva, un textier sau cineva. V-aș întreba, sigur, ați crescut într-o atmosferă foarte muzicală, nu? Cu foarte multă muzică în casă, dar cu toate astea v-aș întreba care sunt sunetele care vă amintesc de copilărie. Anatol? Sunetele care amintesc de copilărie, cred că acordeonul, tata cânta la acordeon, cânta la fluier acasă, de fapt Cezar de la tata a învățat prima dată să cânte, trompeta, bineînțeles, țambalul meu, pianul, Aveați și pian în casă? aveam și un pian. Wow! La un moment dat ne-au cumpărat părinții noștri pian, pentru că era foarte dificil să procuri unul, mai ales Da. pe timpul ăla, și nu era vorba doar de bani, că nici aia nu prea erau, dar era și dificil să găsești un instrument. Și când a venit era un mare eveniment,
la noi în familie. O vreme ne băteam să studiem până ne-am plictisit. De unde o fi venit pianul ăla? Pian clasic cu coadă, coadă scurtă? Nu, sau aveam cum? Stăteam într-un apartament cu două camere și eram... Eram trei frați. Mă gândeam că a venit un pian cu coadă așa de la Viena. Era de o pianină. O pianină. Pian de perete, cum se zice. Un o pianină, negru. Da, da. La tine, Cezar, care sunt sunetele așa care ți-au marcat copilăria? Sunetele din copilărie sunt sunetele acelui magnetofon pe care l-am avut în casă și era o întreagă... Pick-up sau magnetofon? Nu, era un magnetofon cu benzi. Cu două pe o parte, două pe o parte, care se întorceau așa și era, aveam vreo 20 de bobine din astea cu muzică românească. Nu știu de unde le-a găsit tata, că atunci nu era muzică, nu se găsea muzică românească la noi în Moldova sovietică, dar tata avea toată muzica autentică românească pe acele bobine. Ion Dragoi, Toni Ordache, Efta Botoga, Gheorghe Zamfir, Pandelescu, nu știu, și Romi Capuceanu din alta zona, Maria Ciobanu, deci muzică de toate felurile, de toate tipurile, și mai lăutărească, și folclor autentic din toate zonele. Și acest magnetofon pentru noi a fost legătura cu muzica autentică românească. Pe lângă ce ne arăta tata, chestii tehnice la instrumente și melodii de la el din zonă, din satul lui, acest magnetofon era pentru noi ca o bibliotecă de unde noi ne inspiram și studiam toată muzica românească, acolo am auzit-o. Exact. Din copilărie. Era foarte dificil să obții aceste benzi. Și cum au ajuns la el? Cum... Le cumpăra. Le cumpăra. Cică. Zicea. Da, nu știu, că era secret. Era secret, da, nu pentru se știe că, până ziua de azi. Pentru că la școală pe noi nu ne învăța că există pe partea cealaltă de graniță, există un popor care vorbește aceeași limbă și ascultă aceeași muzică. Nu, ne spuneau că România e altă țară, e altceva, e altă națiune. Deci, și voi ce erați? Erați... Noi eram moldoveni, că așa ne spuneau la școală. Pentru că, vă dați seama, Basarabia ocupată din 1812 a trecut prin zeci de generații de rusificare forțată. Și atunci pe noi ne învățau la școală că noi suntem moldoveni, că scriam în grafie chirilică. Eu până în clasa a șaptea am scris în grafie chirilică. Ați învățat rusă? Știți rusă? Da. Am învățat în curte. Era obligatoriu. Era obligatoriu. N-am învățat de bunăvoie, dar bine, până la urmă ne-a prins bine că am știut să citim în limba rusă, am avut contact cu literatura și cultura rusă în general. Dar să ne întoarcem la muzica românească. Noi nu știam că suntem același popor atunci. Știți că și Ion și Doina Aldea Teodorovici au piese cu versuri, cu Eminescu, cu da, limba pe care ne-au furat-o și pe identitatea. Și noi mai târziu, după Revoluție, am început să înțelegem că suntem același popor, că avem aceleași tradiții, că avem aceleași obiceiuri. Până atunci era totul se făcea clandestin și pe sub masă. Și aceste benzi, tata nici nu vrea să ne spună de unde le-a găsit. Ca să nu zicem și noi mai departe. Ca să nu ne scăpăm cu vorba și să zică, da, ce faci tu aici, mă, frate? De unde ai tu muzică românească? Că nu era voie. Aveați de suferit oricum după aia, dacă se afla ceva. Nu ne zicea. Noi întrebam, uite tata, dar ce? Uite că seamănă cu muzica noastră tradițională. Și ascultați și fără întrebări. Studiați. Ascultați, da. Ascultăm și noi în minutele următoare un fragment muzical, o piesă cu frații Anatol și Cezar Cazanoi. L-auzim la fluier. Pe Cezar Cazanoi și la țambal pe Anatol. Thank you.
Lada de Zestre cu Lorena Nechifor Oltean. Reînviem trecutul. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio România Antena Satelor, unde vă așteptăm cu mesaje, dragii mei, cu întrebări eventuale pentru invitații de astăzi, Anatol și Cezar Cazanoi. Văd aici din mesaje că unii dintre ascultători v-au și întâlnit așa pe viu. Ion Ghinea zice: cu câțiva ani în urmă am avut plăcerea să-l ascult pe Cezar la o nuntă, o noapte întreagă, mult respect. Și pentru că a zis de nuntă, mi-am adus aminte că voi ați cântat și la nunta mea acum mulți ani, 14 ani. Noi ne aducem aminte. Da, așa că vă mulțumesc încă o dată, a fost chiar un program foarte, foarte frumos și eu una asta apreciez la voi, că sunteți foarte muzical și profesioniști și, uite, apropo, chiar și de orgă, pentru că la un moment dat aveam o discuție cu tine, Anatol, ai zis, ție nu-ți place cu orga, Lorena, dar n-ai ce face, că acum astea-s timpurile, astea-s vremurile, trebuie să ne adaptăm, mai restrângem instrumentele, că n-avem contrabas, zic, da, dar trebuie să știi cum să cânti și la o orgă, știi? Iar la voi n-am simțit că e deranjantă orga, adică trebuie să o faci cumva să înlocuiască fidel celelalte instrumente, da. Nu? De asta este responsabil muzicianul care cântă la orgă. Cel care alege timbrele, felul în care cântă, imită un contrabas sau o violă, un braci, cum se zice. Trebuie, da, să te adaptezi. Noi avem noroc că suntem colegi cu Iulian Stoica, un prieten și coleg de la Bacău, din zona Bacăului, care este foarte familiarizat cu sonoritatea asta mai moldovenească, ca să zic așa, ce vine de peste Prut, cu un sound, să folosesc așa un cuvânt mai modern. Și înainte de el am colaborat cu Petre Pandelescu. Petre Pandelescu, care e de aici, din București. Care la fel folosește bas și braci semplat, adică sunt niște sunete, de fapt, înregistrate cu instrumente reci, adevărate, cu instrumente reale la microfon și sunt înregistrate toate sunetele și doar suprapuse pe acea orgă. De fapt, orga nu cântă cu instrumente sintetice, cântă cu sunete preînregistrate, prefabricate într-un studio. Wow. Și după aia sunt tăiate și puse pe acea orgă, de aia sună așa natural. Bineînțeles că nu toți muzicienii folosesc stilul ăsta de cântat. Unii folosesc acele moduri sintetice care sunt din fabrică, sună mai metalic și sună mai digital un pic. Și de asta probabil nu-ți place ție. Nici noi nu suntem foarte încântați. Mie nu-mi place nici vioara asta electrică sau cum s-o numi, de zici că dai cu mușamaua pe corzi așa. Acum, nu-i suport sunetul, nu știu. Voi cum lupta vedeți? Lupta asta de volume. Da, și cum înțelegeți voi evoluția muzicală și mai ales a muzicii populare, a muzicii folclorice? Noi trebuie să fim foarte atenți în România, pentru că folclorul nostru este cel mai bogat din zona asta balcanică și din lume în general. Noi trebuie să fim foarte atenți cu păstrarea coloristică a sunetelor, a timbrelor și a stilului. Pentru că, uitați, de exemplu, dacă ne uităm în jurul nostru, bulgarii sau macedonii sau grecii sau turcii sau iugoslavii, cum erau înainte, sârbii, s-au electronizat foarte mult. Ei cântă cu tobe acum toți. Mă refer la petreceri private și la, bine, în orchestre, la Novi Sad, acolo m-au mai păstrat ei tradițional, dar vorbesc de muzica uzuală, o muzica pe care o folosesc oamenii în familie sau la petrecerile lor private. Muzica s-a transformat într-o chestiune foarte electronică. Și ai dreptate, cu vioara asta electrică nici nouă nu ne place. Acum sunt și acordeoanele electrice, sunt și clapele electrice, mai rămâne țambalul să-l facem electric și să avem și un caval electric. Nu avem țambal electric încă. Încă nu este și dacă mai facem și cavalul și fluirul electric, am terminat. S-a terminat cu muzica. S-a terminat cu timbrele românești. Și cu vibrația instrumentelor. Da, mai nou am văzut... Ai zis un mare lucru aici, cu vibrația. Mai nou am văzut și trio tradițional transilvan, culmea, unde era vioară, gurdună, cum zic ei, și contră, cu vioară electrică. Aoleu, păi ce facem, fraților? Am distrus totul. Adică nici nu mai contează ce cânti. În primul rând, sunetul ăla agresiv, exact, da. Deja...
șterge cu buretele acea culoare și ce trebuie să reprezinte. Noi deocamdată încercăm să păstrăm cât de cât. Rezistați. Rezistăm, da. Am găsit o medie. Noi nu cântăm așa de tare, în primul rând, dacă ne referim la Nu în sensul de volum de tare, ci de cantitate, atât de mult, nu? Te referi? Nu, la volum. La volum, exact, te referi, da. Ok. Păi eu, de exemplu, am mai fost și eu invitat așa pe la vreo nuntă, ca în calitate de invitat și efectiv nu mai poți să stai. Este atât de tare și urechea umană nici nu mai... Da, nu rezistă atât de tare. Îți vine să... La un moment dat am fost la un eveniment, toată lumea stătea cu șervețele în urechi și muzicanții și invitații. Păi nu știu, vreți să scoatem noi șervețele, să dați un pic mai aici să ascultăm, da, și noi, da, normal. Da, da. Noi păstrăm volumele rezonabile, însă ținem mult și la calitatea sunetului. Și aici probabil o să continuăm în aceeași direcție. Voi aveți calitate pentru că aveți un bun simț muzical, bun simț pe care l-ați cultivat și l-ați educat. Ați trecut și printr-o școală de muzică. O să ne povestiți după ce ascultăm un alt cântec. Cântecul este cu versuri, iar melodia este la instrument. Cu Anatol la țambal. Când a văzut rălua lui Didirea, întâiași dată mare avea așa ca pe la 52 de ani. Era în septembrie 1973, la Cap Aurora. Era stațiunea plină, nu de oameni, de mustării unde se servea pastramă de oaie cu vin nou, iar lăutarii cântau bună-i vinul Gheorghiuliu. Hai să trăim și la Olteanu. Ulești, doamna, pe târziu,
ce vremuri vericule! Marea era curată, soarele nu te ardea de fel, iar plaja liberă, oamenii mai așezați, mai blânzi, mai tihniți. Viața era ca o duminică blândă de septembrie. Toamna-i mama noastră! Da, am ascultat Picături de on de lemn cu Anatol Cazanoi la țambal. Salutări din partea ascultătorilor Antenei Satelor, Emi Militaru, ne ascultă din București, Marini Căuță, sunt pe recepție, doi oaspeți dragi la Lada de Zestre, să fie sănătoși, minim, încă, în continuare, minim 100 de ani, multe succese amândurora. Claudiu Stănică, sănătate, vă ascult din nou împreună și cu frații Anatol și Cezar Cazanoi, scrie Eugeniță, mulțumim. Felicitări din stinșilor invitați, din partea lui Dumitru Grui. Frumoasă emisiune, vă felicit, vă ascult cu drag de la Onești, scrie Anișoara Gâtu Ianovici. Eugenia Alexe, Janina Izabela Spiridon, felicitări dragilor, Vetuța Cotună. Mi-a fugit mesajul de la Vetuța Cotună. Felicitări pentru emisiune, felicitări invitaților. Ioana Bunev este în asentimentul nostru că nu îi plac decibelii la maximum așa de la evenimente. Liliana Militaru, Alin Langă, felicitări pentru deosebiții invitați din această seară. Îi salut cu drag pe frații Cazanoi, prieteni și colaboratori dragi mie, mult, mult succes. Alin Langa a fost și el pe aici, pe la Antena Satelor, îl salut cu tot dragul, mult succes și ție, Alin. Revenind așa un pic pe scurt, uite, pentru tinerii care ascultă Antena Satelor, să ne spuneți care a fost parcursul vostru muzical, ce studii ați urmat și cum ați ajuns din Republica Moldova în România? Încep tu că ești mai mare sau... Că tu i-ai călcat pe urme, nu? Sau cum? Da, el este mai mare și a intrat primul la liceul de muzică Ciprian Burumbescu. Pe atunci cred că se numea Eugeniu Coca. Uh-huh. Eu când am intrat deja se redenumise în liceul Ciprian Porumbescu, liceul republican de muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău. Am parcurs 12 ani de studiu în acest liceu, după care el a venit în România, la Cluj. Dar la liceu ce ați studiat? Eu am învățat țambal și pian facultativ, teorie muzicală, solfegii, teorie, obiecte țambal generale. Țambal din ce clasă? Țambal din clasa întâi. Din clasa întâi? Din clasa întâi. Urcam așa pe o... Wow. Avem o taburetă așa micuță, urcam sus că n-ajungeam. Altfel trebuia să cânt cu coatele pe sus cumva. Și profesorul meu, primul era domnul Oleg Grosu, cred. El mi-a pus bețele prima dată în mână. Pe urmă a fost domnul Mărgineanu, care cred că a plecat în Canada. Și ultimul profesor mi-a fost domnul Valeriu Luță, care este și director actualmente ce la acel... Ce frumos că îi și amintești. Liceu, da. Îl salut cu drag dacă ne vede. După care am urmat eu cel puțin studiile la conservatorul din Chișinău, l-am terminat tot așa la țambal și imediat după aia am primit un telefon de la fratele meu să vin la București, imediat, ceea ce și am făcut. Dar tu cum ai ajuns, Cezar, la București? Eu la facultate? Am terminat același liceu de muzică, la clasa de flaut. Eu am studiat foarte mult timp fluirul ăsta clasic, un fel de bloc flöte făcut de maestru Nicolae Sava, constructor de instrumente. Este un fluier mai complex, așa, cu 9 găuri, ca seamănă cu bloc flötele la german. Este, de fapt, un instrument care te pregătește pentru clarinet, pentru flaut. Nu este un fluier chiar tradițional românesc. Eu am făcut acest instrument mult timp, până în clasa 6-7, cu domnul Ion Negură, Dumnezeu să-l ierte, care a murit acum recent, o lună în urmă. A fost primul meu profesor și mi-aduc aminte cu drag de el. A fost și șef de catedră, îmi cer scuze, la da, șef de catedră de instrumente populare din liceul Ciprian Porumbescu.
ne lua examenele. El a fost profesor de naie și aici, la George Enescu și la conservator, la Chișinău, la Iași, un profesor care și-a dedicat viața acestei meserii, profesor de naie, de fluier, de mici, se ocupa de ei de mici și a crescut generații întregi de naiști. Și după aia am învățat la domnul Zaharia, un flautist mare de la noi, din Chișinău. Deci tu ai făcut flaut de la ce vârstă? Sau din ce clasă? Din clasa a noua. Intra a noua. Până atunci am făcut acel fluier, care nu este tocmai un fluier. Este un bloc flăte cu care am parcurs tot materialul clasic. Primul instrument pe care l-ați încercat așa, care a fost la fiecare dintre voi? Da, la mine a fost țambalul. Țambalul, atât. Da, și la mine a fost plăcut? Acest fluier. Uh-huh. Fluierul ăsta este exact continuarea firească a acestui fluier, este flautul, de fapt. Gândeam că ați mai avut și alte încercări înainte, așa, de curiozitate. Pe noi, tata ne-a lăsat să ne alegem instrumentele care ne plac. Da. Eu cred că l-am văzut la televizor odată pe Tony Iordache și m-a impresionat foarte mult cum acest instrument mare și frumos era în centrul orchestrei și... Acum, ca să o fac o glumă, ăștia care încearcă un instrument și nu reușesc la el, nu mai bine să se lase, să nu mai... Ai, nu poți să fii chiar așa, să-i descurajezi, păi adică poate dacă altceva mai bine. Păi dacă încerci un instrument și nu înseamnă că nici la altul, adică nu înseamnă... Am să te contrazic, l-am avut săptămâna trecută, a invitat pe Mieluță Bibescu și mi-a spus că el prima dată a încercat la vioară, avea 5 ani, nu știu, 6 ani, l-au pus ai lui, ia vioara și nu, a fost dezastru, nu, și după aia a descoperit clarinetul. Și e bun clarinetist, nu poți să spui. Da, nu, problema este că vioara, într-adevăr, este mai dificilă pentru un copil mic, pentru că el nu are răbdare să tragă, că trebuie să studiezi la vioară fără să obții un sunet calitativ vreo 5-6 ani, în van, cum ar veni pentru un copil. Da. Însă clarinetul deja este pentru un copil mai mare, 10-12 ani, și poți să obții niște rezultate mult mai repede. La tine care a fost artistul care te-a impresionat sau, eu știu... Un model așa. Păi modelul, am avut mai multe modele. Au fost în primul rând Marin Kisser, uh-huh. Au fost Dumitru Zamfira, bineînțeles. Tot ce erau aveam... cei de pe plăcile, exact. Sau de pe benzile de de magnetofon. De pe benzile de magnetofon din casă. Dumitru Zamfira, Gheorghe Zamfir. Bine, eu ascultam și alte instrumente. L-ascultam și pe Ioan Dragoi, ascultam și Vasile Pandelescu, Tony Iordache. Dar ascultarea aceasta în familia a muzicii se făcea într-un mod firesc sau era așa că, uite, acum băieți, vreau să vă învăț muzică, nu. Veniți aici și ascultați, voi să vă faceți muzicieni. Tata era însuși un meloman. El ascultat... gândim, și eu am copii și voi aveți copii, adică, na, cum... Nu, dar seara de obicei se punea talentele. Muzică. Seara se punea muzică în casă și se asculta muzică. Tata putea să doarmă cu muzica, de exemplu, și punea acestul magnetofonul și putea să dea volumul foarte încet ca să nu deranjeze vecinii din bloc și să doarmă așa, să doarmă. El era un muzicant, un om care iubea muzica între totul. El ne-a introdus cumva în adâncurile ei. Ne-a insuflat această dragoste de muzică și el tot timpul ne spunea muzica este o entitate și tu trebuie să o servești pe ea. Oh, ce frumos! Și dacă și Ionescu, nu, care zicea că muzica să o slujești, nu să te slujești de ea. Absolut, dacă tu ai să slujești ca atare și cum trebuie și cu dragoste și cu devotament, ea o să te răsplătească ulterior. Aveți copii fiecare dintre voi, nu știu la tine, Anatol, dacă duce cineva moștenirea asta artistică mai departe. Eu am o fetiță și un băiat, fetița face pian cu o doamnă profesoară acasă și băiatul anul ăsta a intrat la vioară la liceul din Ulipate. Felicitări! În clasa 0, da. Sper să aibă un start bun, deși anul ăsta nu e chiar foarte bun, că i-au mutat în niște containere. Uite așa, nu știu de ce domnii de la minister s-au gândit fix la începutul anului să facă niște modificări. Da, mă rog. Poate e doar o etapă, o să fie mai bine la anul. Și la tine, Cezar, am rămas impresionat așa că l-am auzit pe băiatul tău cântând la festivalul Gheorghe Zamfir la Găiești toamna asta. Da, foarte talentat, la vioară, nu? Este la vioară. Talentat, face vioară la liceul de muzică, la doamna Magdalena Ursu. Care liceu de muzică? La din Ulipati. Tot la Lipati. Da. Este în creștere, mai are de studiat. Îi place muzica populară sau... Da,
Îi place muzica populară. Bine, eu acum îl canalizez spre a face muzică clasică, spre a studia, a descoperi vioara din punct de vedere tehnic și ulterior, dacă o să vrea să cânte și el muzică românească autentică, nu-l oprește nimeni, dar acum avem alte priorități, game, arpegii și chestii serioase. Nu vreau să zic că folclorul nu ar fi o chestie serioasă, dar de obicei se face după ce obții toate aptitudinile tehnice și ai studiat și știi, nu mai ai taine al instrumentului. Da, nu mai există dificultăți tehnice și după aia îți alegi genul de muzică care îți place cel mai mult. Poți să faci jazz, poți să faci muzică clasică, poți să faci folclor, dar să le faci pe toate bine. Da, să abordez cu ușurință orice gen muzical. Elena Bengheag ne ascultă cu drag din Urlați, Prahova. Doina Parascanu, felicitări pentru emisiune. Janina Izabela, frumoase povești ale copilăriei, data viitoare cu instrumentele. Păi deja sunt, e pregătit aici Cezar, că lui Anatolia a fost mai greu să vină cu țambalul. N-ai și țambal mic de gât? Am și un țambal mic de gât, nu mi-a venit așa o idee să vin cu exact, mai facem o emisiune next data time, viitoare, așa, numai cu muzică, numai cântăm și atât, așa, nu mai vorbim. Are aici Cezar flaut, caval, ce mai e pe acolo? Fluier. La câte instrumente știi să cânti, deci? Deci, sunt mai multe instrumente, cum a zis. Mai e vreo curiozitate? Da, deci hai să le numărăm repede. Fluier, flaut, cimpoi, nai, caval, saxofon, pian, ocarină. Și la ocarină m-ai blocat. Lasă-mă pe mine să zic. Te uită la mine. Da, păi. Și la saxofon? Da. Unde cânti la saxofon? La petreceri, evenimente private, depinde de genul de muzică pe care îl abordăm, pentru că noi abordăm, facem și niște fusion-uri, cum zic americanii, facem și niște fuziuni între folclor, pop și jazz, chiar avem un proiect foarte serios cu Ovi Jacobsen, care se numește Pop Folclorica, unde avem și muzicieni de jazz, de mare clasă, Sorin Zlat. Ați colaborat și cu Irina Sârbu. Irina Sârbu, da. O avem pe Eugenia Nicolae. Deci muzicieni din alte zone, de pop, jazz chiar. Deci aveți o Iulia viață Nicolau la foarte dobe, plină de muzică. La bas. La un moment dat m-am întâlnit cu Anatol, nu știu, și pe la Timișoara, și pe nu știu unde, zic, Anatol, dar tu ești peste tot, că zice, păi de când ne-am văzut ultima dată, mai fost în două locuri. Da, chiar. Colaborăm cu mai multe... De asta pentru că sunteți foarte buni. Sunteți foarte buni. Mulțumim. Și predați cumva, dar n-ați mai avea timp să mai învățați și alții copii, ne bucurăm copii, de, ne bucurăm deocamdată de scenă. Pe când avem și timp, mai și predăm în particular așa, dar timpul ne presează foarte mult, într-adevăr nu avem foarte mult timp la dispoziție, poate acum iarna dacă... Copiii voștri vă ascultă din punct de vedere pedagogic, așa, dacă stați lângă ei să lucrați. Fata mea, de exemplu, n-am reușit să zic nimic de ea, ea cântă muzică pop, câți ani are? Și compozitoare, face 20 de ani imediat. Să știm câți ani ai tu. Da, eu am 46 de ani, mulțumesc frumos, fata mea are 19, face 20, da. Ea este anul 2 la conservator, la compoziție pop, cântă la pian, cântă vocal, face muzică pop, compune, scrie. Asta, am o curiozitate, ați fost în străinătate, ați avut clar turnee și pe acolo, mai ales cu Gheorghe Zamfir, dacă reușim să îl ascultăm și pe el așa cu impresia lui despre frații Cazanoi. Mă gândesc așa, nu v-a atras mirajul acesta al străinătății să mergeți, să rămâneți undeva, nu știu, în Franța, într-o țară străină, să... Câteodată mai trec așa idei prin când întâmpi dificultăți România. De infrastructură și așa prin România și parcă vrei să te duci, dar când ajungi acolo, stai o săptămână, două, o lună și ți-e dor de Românica ta. Și de România. Da. Da, și de muzică mai ales. De muzică. Pentru că la noi este cel mai bogat folclor din lume, încă o dată zic, mă repet, și așa este. Nu că fac lobby pentru țara noastră. Și eu la muzică mă referam. Dar, într-adevăr, noi, prin prisma profesiei, am călătorit în toată lumea asta și am avut tangențe cu muzica multor popoare.
diversitate ca la noi nu există și responsabilitatea noastră ca muzicieni care ne ocupăm de acest domeniu trebuie să fie aceea de a conserva și de a duce mai departe cât mai aproape de autentic această bogăție, că este o bogăție inestimabilă. Poate că alte societăți care vin puternic economic dezvoltate ar vrea să ne dilueze cumva în marea familie mondială, dar noi trebuie să ne ținem, să ținem la această identitate. Ceea ce încercați dumneavoastră să faceți și vă felicităm pentru chestia asta. Noi trebuie să ținem cu dinții de această identitate, da. Că vorbești așa frumos, uite, ceva pe starea asta de identitate, de spirit profund românesc, la caval. Da. Cavalul e un instrument tare povestitor, așa. Mulțumim. Cu ce ai continua din instrumentele pe care le ai aici, după caval? Toate îmi sunt dragi. La mai fel zine de... un fragment așa în live. Mai zic. Uite, oricum pe tot... tine și dacă te scoală cineva la 3 dimineața așa din somn, orice instrument ai lua încep să cânti la asta el. Făcea și tata. Asta făcea și tata în copilărie. Când mai venea cu un prieten noaptea de pe cine știe, de la cine știe ce petreceri, ne da, punea, mă ne punea trezea. Să cânt la fluier Horea Staccato. Fragment. Asta avem... la 3 dimineața, nu-i da, așa? Da, 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 da. Foarte bine. Și la... Nai, flaut. Da, hai și nai. Un fragment și la nai. Da. Un fragment dintr-o doină bănățeană pe care am auzit-o la maestru Gheorghe Zanfir pe una dintre bobinele alea din copilărie. Și mai devreme am cântat la caval un fragment din balada lui Costea pe care am auzit-o la Marin Kisser în prima dată în concertul din 1991 când a venit cu maestru Gheorghe Zanfir cu primul concert după ce s-a deschis granița între Basarabia și România. Și a venit atunci Gheorghe Zanfir și a ținut o serie de concerte la sala Palatului cu Bodgros cu Lăutarii și eu am fost prezent la toate aceste concerte și l-am cunoscut personal pe Nea Marin, care era deja în vârstă, dar profesorul meu Ion Negură m-a dus la hotel unde stătea Nea Marin și am schimbat cu el câteva vorbe, mi-a cântat și la fluier, i-am cântat și eu la fluier, eu aveam 12 ani, 13 ani, vă dați seama ce impresionat am fost și la el am auzit această baladă la caval și de atunci o tot cânt chiar și cu maestru Gheorghe Zanfir care la un moment dat recită versurile din această baladă și eu cânt cu cavalul. Este un moment foarte frumos.
Cât de frumos, da. Aveți un hard cu multă muzică acolo. Toată admirația mea și a ascultătorilor, nu o să mai reușesc să citesc mesaje, dar le mulțumesc tuturor celor care ne-au scris. Multe felicitări din partea lor și uite, ultimul mesaj zice așa, Gina Enache, cântă muzica cu sufletul, felicitări. Asta zic și eu. În puține minute mai avem până la finalul emisiunii. Ce alegem din lista aceasta de muzici? Brupe 6, Hora la Țambal. Orice e frumos. Hai cu Hora la Țambal. Da. Avem o Hora la Țambal, să-l mai ascultăm și pe Anatol. Și vedem ce ne mai permite timpul. Despre frații Cazanoi, Anatol, la țambal și Cezar Cazanoi, la flaut, la caval, la fluier și la nai. Este o, cum să spun, ceva care impune respect și mare responsabilitate. Frații Cazanoi sunt un exemplu de excepție, sunt niște fenomene care au apărut în ultima perioadă în folcloristica românească și s-au impus atât de puternic încât a marcat un moment excepțional ca talente care au venit din Basarabia, unde s-au inițiat în școlile de specialitate. Cezar Cazanoi a făcut și conservatorul la Cluj și a colaborat foarte mult cu marele violonist incomparabilul Ovidiu Barteș, ca în ultima perioadă să se impună din ce în ce mai puternic în tot ceea ce reprezintă numerele de excepție în folcloristica românească. Personal, în toată experiența mea muzicală, n-am văzut un asemenea muzician desăvârșit, pot să spun, cunoscător profund al folclorului românesc și al celui din Basarabia și pot să afirm cu tărie ca specialist în folclor românesc că este un unicat care nu știu dacă se va mai naște curând. Este un om remarcabil, nu numai ca om, ca persoană umană, dar ca muzician este desăvârșit. Am lucrat cu ei, am colaborat cu ei și a format un taraf de excepție care s-a impus din an în an ca cel mai reprezentativ taraf de folclor din România la ora actuală. A făcut foarte multe discuri cu mulți soliști din toate regiunile țării și cred că a fost o experiență cu totul și cu totul de excepție, uluitoare pot să spun, nu numai aici în țară, dar și în străinătate. Am fost în Italia cu ei, în Israel cu ei de două ori, am fost în Egipt și ne-am impus pe aceste scene, în aceste țări unde publicul a păstrat amintirii de neuitat. În Italia, de exemplu, sunt vreo 4 ani sau 5 ani de când am cântat la Roma și acum românii care au participat la concertul de atunci dau telefoane și spun că au trăit momente de neuitat. Eu sunt fericit că colaborez cu ei și avem proiecte remarcabile și sper să fie prezent Gheorghe Zanfir cu frații Cazanoi încă mulți ani de aici înainte. Le doresc multă sănătate, mult succes și să se impună într-un mod desăvârșit în folcloristica românească.
L-ați recunoscut pe Gheorghe Zamfir, vorbind elogios despre frații Cazanoi și asta pe bună dreptate. Emisiunea noastră se apropie de final. Minunați muzicienii dumneavoastră, vă mulțumim pentru efortul de a-i aduce în atenția noastră. Nu a fost un efort, uite, bine că s-a nimerit că ei sunt foarte ocupați și au avut puțin timp liber. Viorica Berbecaru, o să citiți voi mesajele de felicitare aici pe pagina de Facebook, dragii mei, Anatol și Cezar. Mai avem 30 de secunde la final. Aș vrea așa să vă întreb dacă sunteți împliniți cu viața voastră muzicală. Categoric. Nu știu ce aș putea să fac altceva în momentul ăsta. Suntem chiar norocoși că avem această frumoasă profesie și avem tangențe cu spiritualitatea românească și cu tot ce este mai frumos din acest popor. Muzica și tradiția în general, și noi facem parte din cei care promovează. Nu v-ați vedea făcând altceva? Nu, categoric. Suntem privilegiați că avem posibilitatea asta. Felicitări și multe, multe mulțumiri pentru prezența voastră în emisiune și pentru energia pe care ne-ați dăruit-o în această dimineață. Pentru invitație și mulțumim frumos. Sperăm să mai venim. Cu mare drag, încheiem cu o melodie foarte frumoasă, interpretarea fraților Cazanoi, pe care îi găsiți pe pagina de Facebook personală și de trupă, de formație. Frații Cazanoi. Frații, da. Cazanoi. Avem și site. Perfect. Și muzica lor o găsiți pe fraticazanoi.ro și pe, da, pe toate platformele. Pe toate platformele media. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire peste două ceasuri la Dedicații Muzicale. Numai bine.